de bine ne cunoaștem. Împreună pe aceeași frecvență, e simplu. Ești la Psiholog cu Raluca Anton la Europa FM am spus că o să mergem la psiholog. Începând de astăzi, în fiecare zi de luni, avem întâlnire cu psihologul Raluca Anton pe drum cu prioritate. Bună seara, Raluca, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Încercăm să ne mai eliberăm așa de stresul ăsta acumulat în ultima perioadă, încercăm să ne gestionăm emoțiile și multe alte lucruri în această rubrică. Pentru început aș vrea să le povestești ascultătorilor noștri cine ești tu mai exact și cu ce te ocupi. Eu sunt psiholog, sunt psihoterapeut, încă de vreo 15 ani lucrez în cabinet și de asemenea sunt formator pentru alți psihologi care intră în profesie. Asta înseamnă că văd meseria asta din ambele perspective, atât din cabinet cât și din perspectiva persoanei care formează alți specialiști. Și ce este extraordinar pentru pacienții care apelează la serviciile, la serviciile, tale. Da, cred că, cred că am o altă imagine, o altă perspectivă asupra, asupra meseriei și mai mult decât atât, acum știu că o să sunea clișeu, dar eu nu am alte pasiuni. Asta este cea mai mare pasiune a mea și mi se pare de fiecare dată fascinant să discut cu oameni și să le ascult poveștile și să în încerc împreună cu ei să-i însoțesc, în, să, să găsesc înțelesurile în, în, în dificultăților lor și să-i însoțesc în călătoria asta. E clar că nimeni nu ajunge la psiholog de plăcere sau din uh, plăcere. Uh, vreau să le spun ascultătorilor noștri că suntem și live pe pagina de Facebook uh, Radio Europa FM, acolo unde o să mai rămânem un pic și după ce ieșim în direct uh, de pe radio. Uh, Raluca, pentru început aș dori să te întreb care sunt cele mai uh, frecvente probleme cu care ajungi oamenii la tine în cabinet în perioada asta? Sunt legate de pandemia? prin care trecem cu toții de vreo 2 ani. Da, categoric, pandemia a venit cu un, un boost de uh, anxietate. Dacă până în urmă cu 2 ani lucram frecvent cu anxietate, acum putem spune că marea majoritatea clienților noștri uh, au puse de anxietate. Și... Cum, cum se manifestă această anxietate pentru cei care, eu știu, poate aud pentru prima oară acest termen și nu știu cum să l vizualizezi așa. Cred că cel mai important lucru când vine vorba de anxietate este să conștientizăm faptul că atunci când simțim aceste emoții care țin de frică, îngrijorare, teamă, reacția cea mai intensă pe care o avem este una corporală, somatică. Și de multe ori ajung persoanele care uh, se confruntă cu probleme de anxietate la medic înainte să ajungă la psiholog, pentru că simt că nu pot respira suficient de bine. Uh, simt acel uh, gol în stomac, tremur de foarte multe ori încep să se întrebe dacă cumva am probleme cardiace, au probleme cardiace, dacă cumva se întâmplă ceva mecanic în corpul lor și atunci pe bună dreptate merg să își facă nenumărate analize. Deci pot jura să spun așa că au o parte de o problemă, de probleme fizice. De o problemă medicală. De o problemă medicală, exact. Și abia apoi ajung la noi în, în cabinet. Și nu e o problemă că se întâmplă asta. Cred că cea mai mare dificultate pe care, sau una dintre dificultățile pe care noi o avem cu anxietate este să uh, îi convingem pe cei care ajung la noi că acele reacții fizice țin de dificultăți emoționale și nu de probleme somatice. Nu ceva ce se întâmplă în corpul tău, sigur apar și modificări la nivelul corpului când simțim emoții, dar nu este o boală fizică, ci este o dificultate emoțională. Practic așa se manifestă anxietatea și toate aceste reacții ale corpului nostru sunt de fapt un semnal de alarmă. Faptul că simțim toate aceste trăiri intense încearcă să ne spună ceva. Mintea noastră încearcă să ne spună ceva. Ne este frică de ceva. Este cumva o încărcare emoțională, cumva din toate fricile pe care le avem, această nesiguranță pe care am traversat-o, duce la această anxietate despre care ne, ne vorbeam. Dar timpurile pe care le trăim acum sunt foarte diferite față de cum și-a imaginat mintea noastră că vom trăi. Putem fi reparați? Categoric. Ăsta este cel mai bun lucru pe care putem să-l spunem când vine vorba de meseria noastră. Știu că uneori pare dificil și uneori pare greu să-mi imaginez că aș putea să trăiesc fără emoțiile astea foarte intense, dar putem fi reparate atâta doar că a repara înseamnă mai degrabă a nu simți aceste emoții atât de intens și atât de frecvent, pentru că în sine anxietatea este o emoție naturală. Noi ne-am născut să simțim această emoție pentru că ea ne protejează de pericole. Să-mi fie frică de lucruri mă face să fiu atentă la pericolele din mediu. Și atunci să-mi dau seama de ce trebuie să mă apăr. Dar pot să nu o simt atât de intens și să nu o simt atât de frecvent, mai ales în contexte în care, de fapt, nu avem de ce să ne apărăm. Așa este. Până la urmă, suntem oameni, nu suntem androizi, avem nevoie de aceste emoții, însă în cantitate limitată, înțeleg. Uh, și înțeleg uh, din ceea ce ne-ai spus că aceasta ar fi cam principala problemă cu care vin uh, uh, pacienții către cabinetul de psihologie, că la psiholog sau psihoterapeut în această perioadă, probleme de anxietate. Uh, pe locul 2, dacă ai putea face un uh, clasament cam... Sigur că ar fi apoi emoții care țin de tristețe, depresie, iar apoi mă bucură faptul că multă lume vine cu dificultăți în relația de cuplu. Adică deja ne simțim mult mai deschiși să vorbim despre asta și deja ne dăm seama că aceste dificultăți relaționale pot fi de asemenea gestionate și putem discuta despre ele și putem găsi soluții pentru relațiile, pentru suferințele noastre din cadrul relațiilor. Și sigur poate că am și eu un bias fiind informat în zona asta relațiilor și sigur vin înspre mine sau spre noi multe persoane cu dificultăți relaționale, dar cred că este iarăși o, o direcție pe care o întâlnim foarte des. La uh, Luca, o să rămânem în continuare pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Uh, îți uh, mulțumesc foarte mult și asta vă anunțăm oficial pe ascultătorii noștri că ne vom întâlni în fiecare zi de luni pe drum cu prioritate, chiar așa se numește rubrica la psiholog după ora 17. Rămânem pe pagina de Facebook, acolo unde aș vrea să ne explici cum putem uh, gestiona toate problemele despre care am vorbit până în acest moment. Îți mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Bun, suntem acum în continuare pe pagina de Facebook, Radio Europa FM. Dacă vreți, dacă doriți să adresați întrebări doamnei psiholog, vă aștept la 0728 222 pe, pe WhatsApp. Raluca, acum. Cum Reușim să ieșim din anxietatea despre care ne povesteai ceva mai devreme în direct? Cred că primul pas și cel mai important, de fapt, dintre, dintre toți pașii, este să, să conștientizezi ce mi se întâmplă. Știi? Mintea noastră are mare, mare nevoie să înțeleagă ce îi ce se întâmplă. În momentul în care nu înțeleg, Încep să inventez povești, pentru că am nevoie să am o teorie despre dificultățile pe care le am. Povești medicale, uh, despre Orice care spuneai? De sau. Pot să mi inventez o poveste medicală, să spun, uh, se întâmplă ceva în corpul meu, trebuie să caut răspuns, sau pot să inventez o problemă relațională, ceilalți sunt, de vină, tu ești de vină pentru că trăiesc emoțiile. Mâncarci cu multe. energie negativă. Am auzit foarte mult despre da, asta. Da, mâncarci cu energie negativă. Dacă tu te ai schimba, eu n-aș mai avea problemele acestea. Uh, cumva încercăm să găsim explicație pentru ce ni se întâmplă și asta face creierul acesta dezvoltat pe care îl avem, cortexul prefrontal. Uh, deci, primul pas în anxietate ar fi să înțeleg, ok, care este povestea anxietății mele? Pentru că ea nu, ea nu a apărut acum. Eu nu simt anxietatea asta dintr-o dată. Anxietatea asta a călătorit cu mine de-a lungul timpului. Eu am mai simțit-o în alte momente. Oare am simțit-o mai degrabă în zona asta de performanță, de exemplu, când vine vorba de școală, sau ori am simțit-o în zona relațională, relațiile sunt cele care îmi generează mie aceste emoții intense, deci să încerc să construiesc această poveste a experienței mele cu anxietatea. Pasul următor, odată ce am înțeles ce se întâmplă, este să îmi dau seama că oricât de mult mi-aș dori, anxietatea asta nu dispare. Ea mă însoțește de acum înainte. Dar ideea este că eu pot să am o relație cu anxietatea asta, adică să îmi dau seama că telecomanda, butonul este la mine, cât de tare este volumul, poate fi controlat de către mine, cât de tare e volumul anxietății. Și atunci deja, în momentul în care încep să îmi dau seama că asta e zona asta de acceptare, o numim noi în, în psihoterapie, pot să încep să mă gândesc la soluții, la schimbări. Și sunt metode. Deci primul pas este să conștientizezi că nu ai o problemă medicală, ci o anxietate, să spun așa, da? Ok, te împaci cu gândul ăsta. Și al doilea pas este să reglezi din buton, așa cum spuneai tu, intensitatea a ceea ce simți. Și aici bănuiesc că începe o adevărată luptă, pentru că, din câte mi-ai povestit, senzațiile pe care le resimți sunt destul de... De urâte, să spun așa, și de intense. Da, aici începe bătălia. De fapt, să-mi dau seama ce din, din ceea ce fac acum nu mă ajută și îmi intensific aceste stări și să încep să modific acolo. Și mai mult decât atât, știi că avem această, această idee conform căreia eu trebuie să fac ceva diferit, trebuie să schimb ceva la mine. Eu trebuie să nu mai fiu cum sunt. Asta e foarte dificil, atâta timp cât eu am 25, 30, 45, 50, să, să nu mai fiu cum sunt, atâta timp cât eu m-am antrenat să fiu așa atâția ani, e aproape imposibil. Sau e o muncă colosală. Dar ce pot face este să învăț să-mi adaug lucruri. Ce pot să fac altfel? Sau cum pot să mai fac această, acest comportament și într-un alt mod? Cum pot să mă raportez la mine și altfel? Și atunci e mult mai ușor de perceput, de fapt, această schimbare. Pentru că nu percep în termen negativ să nu mai fi cum ești, ci o percep în termen pozitiv, să-mi adaug ceva. Deja parcă nu e atât de, de mare presiunea, parcă ne scuturăm așa de pe umeri povara asta a schimbării. Și începem apoi să ne uităm în jurul fiecărui client și să vedem, ok, ce ai putea să, 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 să aduci în viața ta? Ce simți că îți lipsește? Și mai mult decât atât, știi care mai este o problemă pe care o avem? Nu suntem conștienți de resursele pe care le avem. A, a, ne focalizăm atât de mult pe suferință de multe ori, mai ales când ne doare emoțional ceva, încât nu ne dăm seama că, de fapt, consumăm mult și nu mai punem nimic în butoiul cu resurse. Și atunci eu nu am de unde să am forță, putere. Să gestionezi momentele dificile. Și atunci, un alt lucru pe care îl căutăm în interacțiunile noastre cu clienții este de unde luăm resurse, din ce îți iei resurse pentru a putea să te lupți cu ceva ce îți produce suferință. Și toate astea, sigur, în procesul terapeutic sunt concretizate în niște pași. Te pot ajuta și cei din jurul tău, pentru că avem o întrebare chiar pe transmisia noastră live. Ne spune cineva, fiul meu are 27 de ani și a fost diagnosticat cu anxietate și atacuri de panică, merge la psiholog, face psihoterapie. Ce pot face însă cei din jurul lui pentru a-l ajuta, pentru a-l susține? Ce frumoasă este întrebarea asta, pentru că, într-adevăr, un factor esențial în, în tot ce înseamnă gestionarea anxietății și a oricărei alte emoții, de fapt, este contextul social. Noi nu trăim în singurătate. De foarte multe ori, anxietatea se activează când cred, când mă gândesc, chiar dacă eu, faptic, nu sunt singur, dar cred că sunt singur, mă simt singur în, în anumite momente. Și ce pot face cei din jur este să îi spun acestei persoane constant, eu sunt aici nu știu ce să faci. Să încercăm cât mai puțin să dăm sfaturi, să faci aia, așa, aia, așa, soluții. De foarte multe ori, în momentul în care eu am emoții foarte intense, nu mă ajută că tu vii să-mi spui ce să fac. Dar ce m-ar ajuta ar fi să vii să-mi pui mâna pe umăr și să zici, îmi dau seama cât îți este de greu, eu sunt aici, nu știu ce pot să fac, dar sunt aici să vii tu să-mi spui de ce ai avea nevoie. Și uneori, E suficient numai să stăm unul cu celălalt în încăperea asta și să fim, ne fim alături. Cred că asta e de fapt un lucru foarte valoros în relațiile. Există noastre. un uh, timp standard în care acest uh, gen de probleme poate fi, uh, acest gen de probleme pot fi rezolvate, adică nu știu, 10 ședințe, 7 ședințe sau asta diferă de la pacient la pacient. Uh, uh, sigur acum. Studiile ne spun și știința, pentru că pe asta se bazează, pe niște date exacte, știința vine și ne spune că atunci când vorbim, de exemplu, despre atacuri de panică, acele puse intense de anxietate, dacă lucrăm doar pe atacurile de panică, ne-am gândit undeva la 10 ședințe. Practica, din păcate, ne arată faptul că nu știi niciodată ce găsești în povestea de viață a clientului. Pentru că uh, putem lucra cu cineva care are atacuri de panică în contexte de performanță, de exemplu, lucrăm acolo, ne dăm seama că ok, nu e o tragedie, ce se întâmplă și mai departe și clientul poate merge și e ok în 5 ședințe. Dar uneori în spatele unei anxietăți, găsim o poveste cu atât de multe ramificații și cu atât de complexă încât nu poți estima în câte ședințe. De multe ori, ce se întâmplă este că, uh, odată ce un, un, un client își înțelege povestea, poate să renunțe la demersul terapeutic. Pentru că am înțeles și am impresia că pentru că am înțeles este suficient. Dar uh, ratează exact ce vorbeam mai devreme. Uh... Partea cu reglatul. Da, da. Și cu. Da. De asta, acela este un moment în care, în, în care știm că se va întoarce. Se va întoarce da. cu aceleași da. probleme. Cândva va exista un alt stimul care va genera aceleași emoții și atunci acolo va realiza că, ok, am înțeles, știu ce mi se întâmplă, însă mai am nevoie de niște unelte. E o rușine să mergi la psiholog? Cred că încă în mai există o stigmă asociată, din, din păcate. Dar uh, dau de multe ori exemplul acesta. În urmă cu uh, vreo 12 ani, lucram la uh, Facultatea de Psihologie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și țin minte, aveam un proiect pe, uh, de cercetare în care ofeream 20 de ședințe gratuite pentru anxietate generalizată. Nu venea nimeni. Deci, noi dădeam gratuit aceste ședințe și nu veneau oameni. Acum. Vorbim despre o cu totul și cu totul altă poveste când vine vorba de uh, mersul la psiholog, cu mult mai multă deschidere. Avem din ce în ce mai mulți clienți, de exemplu, care vin fără să simtă o activare emoțională foarte puternică, ci vor să se cunoască, vor să înțeleagă, dar mai avem încă de lucru la tot ce înseamnă apelarea la ajutor de. E bine că avem de lucru pentru că o să ne întâlnim în fiecare săptămână la astfel de discuții pe drum cu prioritate. Raluca Anton, îți mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc și celor care ne au urmărit și le dorim împreună o seară liniștită și să ne reîntâlnim cu bine la psiholog săptămâna viitoare. <laughs> și așteptăm Am întrebările. Și așteptăm întrebările, sigur.